Crenșura am făcut curat deja. O găleată cu borcane. Cineva a vrut să meargă cu ea să le ducă la tomberon și o apucat o născutul pe femeie și le-a lăsat tătea ci și-o plecat. Bărbatul tăia lemne, da, și-o tăiat un jeje și-o fugi la spital, pe când a venit nu mai putut tăia. Le-a lăsat aici, de 4-5 ani, poate că. Așa-s lucrurile. Nu stă-te rău și tinere și frumoase, cum suntem noi amul. Merem mai departe, că aici este o altă anexă. Dar înainte de asta, ne băgăm aici în camera asta. Să vedeți cât e gunoi am strâns noi, uite ce e aici. Du-te, du-te, Sofia. Uite, asta e o chefe veche, o pere de periat vacile și caii. Uite ce veche e, dacă atât au rămas din ea. Acolo a fost un cuib de rândunici pe care sperăm să le vedem din nou. Uite, ai și o botă aici, bine pus acolo, uite. Botă de? Botă pentru de pescuit. Salutare, oameni buni! După cum se vede, am schimbat decorul, suntem tot în Maramureș, într-o altă locație în care noi de acum încolo ne vom desfășura activitatea. Veți afla mai multe despre gospodăria asta pe parcurs, dar în video de astăzi vrem să vă arătăm evoluția acestei gospodării, stadiul la care ea este acum. După cum vedeți, e plin de gunoaie în jurul nostru și deja am strâns cam o săptămână, două de gunoaie și de cosici și mizerie ce au fost aici, urzici peste tot. Dar suntem în primăvara lui 2023 și începem din nou cu forțe proaspete, urzicile sunt mici și vedem, descoperim noi cotloane pline de gunoaie. O să vă facem o prezentare așa la anexe a careturi și starea în care se află ele și ăsta va fi și un memoriu, o arhivă pentru noi să vedem cum o evolua gospodăria asta pe lângă casa ce avem, casa noastră principală, și cum o transformăm. Haideți să vă arătăm despre ce e vorba. Dar ce ai aici, dragul meu? Hai, explică-ne. Aici avem un fișlog, se zice în zona Clujului, la bunica, îi zicea fișlog. E practic o ladă în care se țin grânele de diferite forme, uneori chiar și făina bună de mâncat, într-un fișlog foarte curat și foarte nou, se poate păstra. Mami! Și consider că e suficient de bun încât să-l curățăm de praf, îi dăm o, eventual un șmiergăl pe unde îl atingem des și o vopsa pe exterior. Vă spune, te rog, niște apă. Sofia, te va ajuta. Doamne, vă spune, te rog, niște apă. E o ladă bună pe care noi o vom reutiliza. Am scos-o de aici și am scos deja o grămadă. Hai numai să vezi ce e aici. Deja e eliberat. Aici a fost grajdul de animale unde a fost dezastru. Am avut aici o mașină de spălat din aia veche, Alba Lux. Am avut fișlogul, am avut un pat vechi, am avut vreo 4 robe pline cu haine și cu saci și cu bluze și cu pături. Practic a fost un spațiu de depozitare. Avem multă mizerie. Avem aici cred aici că formularea corectă e o fost, nu am avut. O fost și mai este. Sunt niște balos foarte vechi pe care noi vom scoate afară să-i folosim fie la mulcire, fie pentru a îngrășa pământul. Uite, asta e o chefe veche, o pere de periat vacile și caii. Uite ce veche e, dacă atât au rămas din ea. Numai că, din păcate, eu nu știu cum o fă oamenii la țară mai de mult sau cât de atenți sau cât de neatenți după o vreme. Uite-te, în zona asta avem tot felul de recipiente de la ce-o rămas omului de la tratamente. Uite-te, o cutie pentru cu alifii. Aici avem fiole folosite. E posibil să fi fost aici pe geam și cineva să fi pus un balot, a pus un balot ca să închidă, să nu vină viespi și așa mai departe, și când s-o lua balotul, o picată-te jos. Avem de lucru că vom curăța și o să vă arătăm grajdul ăsta cum va fi după ce le liberăm, după ce le aerisim, după ce măturăm păianjenii jos. Acolo a fost un cuib de rândunici pe care sperăm să le vedem din nou.
Uite, ai și o botă aici, bine pus acolo, uite. Botă de? Botă pentru de pescuit. Păi noi au, că acolo ține cuibul, vezi tu? Ține cuibul. Da, o las acolo. Păi poate să instalează iară rândunicile. No. Ce avem noi aici, de fapt, e un grajd foarte bine gândit, utilizat o perioadă bună de timp. Uite, avem grinzi de stejar, pugitură de stejar peste ele, dar a fost, o trecut ceva vreme peste ele și noi le vom readuce la viață. Lucrurile sunt gândite bine, poate totuși grajdul ăsta a fost un pic cam mic, pentru că pe când ai avut vaci mature aici, de-abia ai avut atâta loc să treci în spatele lor, știi? Dar se pare că grajdul ăsta a avut una, două, trei, patru, cel puțin cinci, patru, cinci vaci în el. Și interesant, uite tu aici după ușă, a fost un pic de loc să bagi vițele lui cât e mic. No, dar și aici tot felul de gunoaie amestecate, de la chestii din plastic, bucăți de polistiren, table și tot felul, pe care noi le vom sorta și le vom elibera. Da, cam ăsta e plan. Hai să mergem dincolo în șură, să vedeți. Că în șură am făcut curat deja. Și aici deja avem o altfel de spațiu, o șură mare de vreo 7-8 metri pe 4-5, cam 5 metri îs. Unde noi deja am făcut curat, am început să depozităm lemne. Pentru că au fost foarte multe lemne împrăștiate prin tot spațiul, prin toată iarba, încă descoperim lemne și ca să nu le ploaie, să nu putrezească, le băgăm aici și le vom folosi noi în timp. Le folosim încet, încet la jiplăcinte. Deja am aruncat 15 saci cu lână de oaie. Și du-te cu ea și mă duc după tine. Haideți să vedeți ce e în partea. Aici avem o bucătărioară care deja am împrospătat-o și mai ca nouă. Nu-i foarte la modă, dar nu. O cămăruță destul de mărișoară. Aici a fost o ghiuvetă. Un antreu. A fost o ghiuvetă pe care noi am reușit să o desfundăm. Încă nu avem apă curentă nici aici, că a fost ceva fântână, a fost rasta, nu mai funcționează nimic. Ia uite, aici avem un șpor în care am făcut foc. Andrei a oferit niște cartofi prăjiți, am mâncat astăzi. Avem un horn funcțional, chiar dacă sus o plouat un pic și am pus numai un capac de lemn până nu-mi repara mai bine, să nu cadă mizerile tare înăuntru. Dar asta e o cameră la care noi am reușit să împrospătăm zugrăveala, am dat un lavabil, două straturi de fapt. Și podeaua am vopsit-o cu albastru și cât de cât mai primitoare. N-am făcut lux, dar suntem mulțumitoare. Ne bucurăm de ea. Pantalonii ăștia, pentru cine nu i-a văzut în alte videoclipuri, sunt pantaloni de firmă, cum se poartă la Londra, la Paris și la Milano. Dar eu îi port la lucru, că dacă sunt harnic, nu. Și aici avem un lădoi pe care l-am spălat bine cu perea și pe ăsta am filmat într-un videoclip. E un lădoi mai vechi pe care îl păstrăm, că e în stare bunicică. Cam aici, Anita. Lipideaua de la mătușa mea moștenite. Avem aici o măsuță foarte specială care am moștenit-o eu de la străbunica mea din Jibou, nu știu de unde o are, dar carile bietele și-au făcut loc pe aici. Ce s-a dat? Dar e o măsuță care? Interesantă, așa. Așa, cum e. Foarte drăguță. Și livada frumoasă. Priveliștea noastră din casă. Aici avem o invenție foarte bună cu un robinet pus pe găleată ca să ne spălăm, pentru că aici suntem cam off-grid. Deși este rețea de curent în zonă, curent nu avem, apă curentă nu avem și atunci să ne putem spăla printre toate lucrările. Mi-am făcut recipientul ăla. Săptămâna trecută am eliberat aici pe lângă casă, a fost plin, plin de internet. Cu copiii împreună ne-am pus și am strâns. Am depozitat în saci. Aici au fost tot felul de anexe, uite și de aici trebuie să scoatem. Tot felul de
acareturi pentru aici, cred că o fi fost porci, după cum îți betonul, turnat fundația. Mm-hmm. Aici nu-i foarte multă mizerie, dar așa ce sunt câteva. Da. Aici, foarte mare tehnologie de a deschide lăcatul. Uite-te aici ce vezi. Bine, aici au fost multe rânduri de oameni care și-au căutat bascule, ba alta, ba ce-o putut lua. Însă, și aici ne-am băgat și cei metal îmi pune la fier vechi, cei cu rele de gumă le-am aruncat. Tot felul de detalii, ce-a avut omul, ce-a rămas, ce nu vrut să arunce, ce-a fumilă. Ziaruri. Ziaruri. De toate felurile. Oare cine mă sună? Și aici iar un cocheț pentru oi, pentru găini, pentru cui, oi. Pentru nu știu ce. Oi. Ce-a mai fost aici? Oi. 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 Asta e o anexă în care s-au ținut animalele, cum ziceam, și acolo se pare că omul a avut scule și unelte de astea gospodărești. Aici, în partea asta, din păcate, până toate colțurile este câte un butoi, câte un fier, câte o sârmă, câte o mizerie. Ia uite-te. Un butoi ăsta, un pic de tablă, un pic de pungi și toate felurile amestecate. Aici mizerii, capete de conserve, lucruri de toate felurile. Dar asta le trecem cu vederea că e lucrul nostru și vom tot lucra până în găsit de-o face curat. Aici se pare că a fost un staul de animale. Din câte știm, proprietarul bătrân trebuie să fie avut aici oi. După cum arată, și aici trebuie făcut o dornie că ea. E un cauciuc în care erau puse grăunțele, cerealele, un clondir de tablă, butoaie mai vechi. Uite, dragă, un butoi pe care dacă ține apa, l-ai spart. Noi am putea să punem apă în el. Deci de toate felurile, de la portocaj de bicicletă, ce e ăla? Toate amestecate de toate felurile. Ce era? Dar portbagaj de bicicletă. Așa pe rând, ne-om tot pune și-om tot goli și-om tot aranja, lemnele le-om pune pentru foc. Uite-te tu, asta e o osie de la o roată de car. Uite aici niște fiere de la o saltea veche, deci mizerii peste mizerie, peste gunoaie, peste alte mizerii. Mult, foarte, foarte, uite, vezi? Foarte. No. Cum o izolat aici cu lână, de-aia țineau lână. O vrut să izoleze. Posibil. A fost foarte... Vezi? Și aici, vezi? Și aici au avut o leasă mai deasă și acolo o strungă mică unde le punea la oi. În mielușe, când îi separa. Da. Lucruri vechi făcute de oameni gospodari și care încă mai țin. Unele le vom păstra, altele le vom schimba. Ia uite aici din coace, e o altă anexă, care noi deși am strâns și am cosit aici, uite, bucăți de sticlă, fiere și tot felul, că mai umblă și alții pe aici. Încă n-am pus camere de filmat. Da, haide să vedeți ce e aici. No, aici noi chiar că nu ne-am băgat să organizăm, să rânduim nimic și aici iară stăte aruncate și îmburdate. După cum se vede la oamenii la țară, aveau și televizor, și sticle. O tufă foarte mare de plante medicinale. Chiar la intrare. La intrare. Și aici rafturi, cu tot ce a fost, ia, o banchetă de mașină. Borcane, recipiente. Medicamente. Dar uite tu, natura, cum își face loc printre dărâmături. Vezi să nu te tai. Da, uite cu un cuptor de fier care l-am duce la fier vechi, ia două televizoare, a fost la cineva umblat, ea le-a luat ce-o fost de valoare. Ia uite, trei televizoare. Da, asta e cuptor cu mică unghie? Televizor. Televizorul fi fost. Da.
Și asta e o altă anexă. Un credenț. Multă, multă muncă. Și ăla credenț. Credenț. Dulapiorul ăla cu multe rafturi. Ca să ne înțelegem, aici este și podă. Hai să vedem ce mai este în pod. În pod, tot la fel, recipiente, geamuri, mizerie, gunoi, lucru de făcut curățenie. Merem până nu mă accidentez. Te-ai urzicat un pic așa, un picuț. Te-ai făcut cu un pic de tratament la picioare. E tot acolo la picioare. Eu nu știu ce planuri au avut oamenii ăștia sau dacă chiar aici au fost WC-ul, dar uite că este și un WC. Se poate să fi fost aici WC, că ia linoleu în fața WC-ului. Mami, știi ce? Există un oraș care se numește Trebuci. Știu, e sat. Da. Dar oricum, uitați-vă aici. Păstă linoleu ăsta unde te uiți în iarbă sticle. Deci sticle peste tot. Plasticuri. Uite câte table și sticle și bucăți. Uite acolo câte o găleată aruncată păstătări. Oriunde te uiți, gunoaie. Gunoaie, gunoaie. Ambalajul de la chipsul sau ce-o fi fost acolo. Acum, fiindcă e primăvară, se văd toate că n-au crescut încă buruienile mari și iarba. Și le putem curăța. Merem mai departe. Hai, dar pe aici, printre plantele astea medicinale... Știi că auziți? Deci după cum se vede că... Stai, că sunt la... După cum se vede și câte anexe au avut gospodăria asta, a fost un om gospodar aici. Uite, aici au fost afumătoare, care bineînțeles că după un timp lucrurile se uzează, se învechesc și nu mai este ca și cum au fost noi, dar omul ăsta a fost foarte gospodar cu câte anexe și câte lucruri are aici. Ia uite, afumătoare mare, bine gândită. Vrei să vezi și tu? Și închide acolo. Dar la fel, sticle peste tot, haine pe la toate colțurile. Închide, Sofia. Copaci răsturnați, căzuți de vreme. Asta se poate să fi fost casa principală, numai că s-a dărâmat hornul. Acum câteva luni, e clar că recent, s-a dărâmat hornul casei, hornul principal și ia că a rămas o gaură în acoperiș. Stai să mă întorc. Gaură care noi am acoperit-o cum am putut, că am pus o ușă de frigider cât să nu ploaie înăuntru foarte tare. Și o aduce o bucată de tablă și o tomniu. Mm-hmm. Că doar foarte recent am aflat. De aici am găsit, de aici vezi că a căzut hornul, a fost din cărămidă. A fost din cărămidă. Și... Deci hornul a fost din cărămidă cât e de la tablă în sus. Problema a fost că de la acoperiș în jos, cât a mai fost în pod un metru și ceva, era din pământ. Și cum s-a infiltrat în timp apa pe lângă horn, partea din pământ dintre acoperiș, dintre învelitoare și podul căsii, aia s-a înmuiat și s-a prăbușit cu totul în interior. Câteva cărămizi nu au picat afară. Dar cea mai mare problemă și cea mai mare drama noastră este atâtea gunoaie peste tot. Peturi, plasticuri, nu vă mai zic că le vedeți voi. Și bineînțeles, unde e căzută mizerie și crengi de copaci, într-un an, doi încep să iasă urzicile. Pentru că urzicile ies de, le place mediul ăla de la baza rădăcinilor, de la baza tulpinilor, crengilor, lemne. Unde lucruri aruncate aiurea să fac urzici. Și uite cum le-au acoperit. Deci peste tot pe aici, pe dedesubt, sunt mizerii. Mizerii, sticle, nu interii. Se văd, dar s-au văzut cu câteva zile. Uite, aici iară, a fost un cuptor de pâine care cu siguranță nu l-a făcut numai așa să-l aibă de fainoșac și de lăudat, pentru că s-a și folosit. Dar
au avut ușă, cineva a dus ușa că a fost bună de la fier vechi, probabil din metal. Cineva când n-a mai folosit hornul ăsta, uite ce-a pus un capac să nu ploaie pe horn, a pus un capac de butoi și așa mai departe, se vede că oamenii au fost cu cap, s-au gândit, s-au socotit. Numai că au fost multe, le-au fost groază să le arunce. Acolo sunt coceni de porumb cu care cred că făceau foc. Uite aici, o găleată cu borcane. Cineva a vrut să meargă cu ea să le ducă la tomberon și o apucat o născutul pe femeie și le-a lăsat tătea și și-a plecat. Bărbatul tăia lemne, da, și-a tăiat un jeje și-a fugit la spital, pe când a venit nu a mai putut tăia. Le-a lăsat aici, de 4-5 ani, poate că. Așez lucrurile. Nu stătie rău și tinere și frumoase, cum suntem noi amul. Merem mai departe, că aici este o altă anexă. Dar înainte de asta, ne băgăm aici în camera asta. Să vedeți câte gunoi am strâns noi. Ia uite ce e aici. Iară borcane și sticle. Păstătăt. Păstătăt. Tot ce-ți poți imagina la casa omului de la o casă veche, care e numai uzată, încă e bun tintianul și tot aici la ea, până la sticle, borcane și așa mai departe. E o zonă unde cred că a fost o fel de bucătărie de vară, pentru că a avut un șpor mic, dar multe borcane și recipiente. Parte din ele și de aici și din unele zone din curte, noi am strâns deja aici vreo 15 saci, pe 14, 12, 14 saci. Și aici folosim deocamdată ca spațiu temporar de depozitare a gunoailor până când vom găsi o soluție, fie să vorbim la primărie, fie să venim cu remorca să le ducem noi la tomberon. Vedem în ce variantă le ducem la gunoi. Ia uite ce e acolo. Aici a fost o grădină foarte bună de zarzavaturi, dar nu-ți poți imagina că chiar și în grădina asta e plin de plasticuri și de peturi, unde se vede că o fi fost un gard și o fost zonă îngrădită, dar nu știu cum au ajuns atâtea peturi și atâtea plasticuri și în zona aia. Lemne strânse. Suntem în curs de ecologizare a acestei zone. Și încă mai mult, că multe, multe anexe aici. Acolo e un spațiu așa mic de depozitare a lemnelor, acolo deja încurățată, sunt numai lemne, bucăți de lemne. Dar aici, că aici am început noi acest video, butoaie cu nisip, pentru că fiind departe de oraș, omului mai trebuie să arunce suroț dacă patinează sau să-și mai torni un stâlp oare unde, și omul i-a ținut un butoaie de metal. Aici avem o horincie care nu-i deschisă încă. Lasă că ne băgăm prin spate. Dar să vede cam ce e acolo. Să văd mizeriile pe sub ușă. Încă aici mai avem de luat ea. Ăsta trebuie să-l luăm cu totul și să-l punem în remorcă când îl ducem la gunoi. Butoaiele astea fiind cu pietriș, le-o îngoli, le-o mai cer, deci o mai face cu ele, că o să ne trebuiască și nouă. Și un copac a crescut într-un butoi. Uite aici, un sac de rafie. Un sac de praf, de rafie și sub el un pachet de semințe. Pur zici, ia, copacul crescut, ăsta e ceva lemn câinesc. Mizerii, așa mai departe. Uite-te tu, o sanie veche pe care omul și-a pus-o sub streșină să nu-i o ploaie, dar totuși fiind astea aici s-a stropit și eu distrus partea de jos. Făcută tu partea de jos unde a ajuns umezala. Aici uțuțele copiilor. Mai departe. Nu cu cel frumos. Aici ne spui un pic cum am făcut noi curat, că ia ce frumoasă e zona. Da. Aici era să trec mai departe, dar aici au fost urzăcele atâta nici când am venit noi prima dată. Au fost bucăți de lese de astea de gar picate în iarbă. Au fost tot felul internit. De sârme și de mizerie, bucăți de internit. Vreo 4-5 saci de rafe i-am strâns numai de aici. Urzici mari, cât se vede, unde nu-i crescută iarbă, au fost urzici. Deja am cosit vreo 4 ori. Cel mai greu a fost prima dată și uite și acum încep să apară, nu știu, din pământ, le mai trag câinii sau ce fac, dar încă mai avem de grebla câte un pic. Mărul ăsta recent, ați văzut. Mărul ăsta noi l-am tras jos, o să vă punem, o să vedeți treaba asta. Ceva se aude, ceva câine, nu, o frunză sau... Nu, din... nu. Păi s-a oprit, am văzut-o. Era o bucată de ori de pământ, ori de ceva. Era bolovan. Bolovan sau pământ, da, nu a fost un animal, mă uitam și am văzut. Bun.
Ideea e că movila aia de bolovani se prăbălește înțeleți în cei de pe dealul ăsta, de pe muntele ăsta mic. Mai vine câte un bolovan, le strângem și folosim la fundație. Aici e o altă anexă, o altă chestie fascinantă, pentru că probabil și aici a fost o depozitat, eu știu, grâne, cereale, ce s-au mai depozitat. Haideți să vedeți și aici. Tot felul de chestii, de la cojoace de piele, la căni, care unele sunt, ia dragă, să fac o cafea. Asta e o cană de la M.S. Cine știe de la ce provine M.S.? Ia uite-te tu, farfurie bună tu. Dar după ce au aruncat tu? Acolo încă una. Ce zice? Fai mar, baia mare, recipiente, dulapuri, haine, lemne, tot felul de goze. Eu cred că pe când trăiau oamenii ăștia, gozele nu vor arunca așa, dar au venit alții și au zis, ia să vedem ce are aici, ce-o cota, ce sunt, ce am putea noi folosi. Uite, așa au rămas toate aruncate aiurea în apă, da. Dar ce este lemn, noi vom sorta și vom pune la foc, plasticurile și fierele în saci, și așa mai departe. Uite-te tu, lână, saci cu lână. Saci cu lână? Da, da. E ce fain, e piatra asta de la intrare. Da. Asta zic că, uite-te, după felul cum îți gândite lucrurile, construcțiile, omul în fața intrării a avut un bolovan mai mare, să nu fie acitină, să poate intra omul foc cu mare, mare socoteală. Dacă a ajuns omul la bătrânețe, uite-te aici noi, când o fău zâcile atâta, greu a fost și grav și periculos să te bași cu cosătoare aici, ia câte sticle sparte îs. Și aici, de la borcane ciobite, la farfurii de tablă, la recipiente și capete și căni de toate felurile, la capace de oale și așa mai departe. Aici noi deja am ecologizat din mare, dar bucățile mici de sticlă încă nu le-am putut lua. Urmează să venim și aici. Și construcția asta îi zicem noi horincie, pentru că în zona asta se făcea pălincă și om avea butoaie, avea cuptoare, avea tot ce trebuia ca să facă pălincă. Aici, în partea din spate, șaci sunt gunoaie, nu sunt chiar așa de multe, însă sunt mulți copaci răsturnați de vânt, de vârstă, de bătrânețe și așa mai departe. Și crescuți așa, aiure. Părul ăsta grozav e foarte periculos, că va trebui să-l tăiem. Păi și cum îl tăiați? Ăsta, asta? Aici trebuie, Sofia, ca să tai părul ăsta, trebuie un bărbat, 2-3, foarte, foarte vrednici. Dar trebuie unul care să-și asume, să aibă curaj să-l taie. Și noi cu siguranță vom filma cum tăiem părul ăsta vechi, pentru că datorită faptului că el se înclină încolo, e pericol să cadă pe toată construcția asta și o distrugă cu totul. Eu zic că nu e o construcție rea, pentru că e o construcție din stejar, care trebuie un pic pusă la punct, aliniată, îndreptată, proptită un pic și așezată, dar acoperișul e bun pe ea, chiar dacă arată rău, internitul ăsta nu-i spart, nu-i crăpat și vom încerca să tăiem părul ăsta fără să distrugem construcția. Și eu am încredere că voi reuși treaba asta, o să o filmăm într-un video separat. Merem mai departe și vă arătăm că peste toate cotloanele, oare nu-i butoia asta bun să-l spălăm și să-i punem capac? Și ăsta e găurite, aveți îl? Și aici, oală de tablă. Dar uite-te tu, că ridici o oală de asta și uite ce râme frumoase sunt pe aici. Natura își vede de treabă, igienizează, acoperă mizeriile și așa mai departe. Aici avem o sanie destul de bună care o fă la scut. Cu tălpi metalice, cu ce trebuie. Asta o să punem un pic la punct. Dar din nou, Sofia, stai acolo, nu te mai mișca. Dar din nou, în construcția asta care a fost horincia, avem tot felul de panouri, de grile, de grilaje, farfurii care nu știu cum au ajuns aici în spațiu de depozitare, saltele vechi, tot felul de mizerii și de gunoaie, zicem noi. Ia, încă un sac cu lână. Uite-te tu, aici a fost o trusă de scule, din care s-o lua cheile, s-o pierdut. Trusa de la
Manesman. Poate că o trusă destul de sofisticată. În fine, foarte multe mizerii și foarte multe gunoaie. Merem în căsuța principală să filmăm și în interior și în beci. Să vedeți și acolo. O chestie fascinantă mi se pare mie că aici este un beci. Sub terasa asta, din nou, cizme, saci, haine, bidoane, recipiente, etc. Poate fi o primă. Nu te aduce tu primă, lasă-mă pe mine. Dacă este un balaur și sare pe tine, eu mă lupt cu el, mă. Hai, ne intrăm să vedem ce e aici. Ușa asta, când am pus noi ultima dată, o primisă. Dar de atunci cineva a venit și o mai căuta pe aici. Clar, și o mai și răstornat. Ca în orice beci, avem recipiente de sticlă, borcane, unele pline, unele goale. Aici am găsit mai de mult o foarfecă. Și ca peste tot avem saci, sticle, bidoane, etc. Dar e un beci destul de bun, cu fundație de pământ. Da, tot vechi. Grinzi groase de stezar. Dar mie mi se pare că miroase chiar bine aici. Niște stălaje, cum se zice la noi la Cluj, se zicea stălaje, uite murăturile vechi care nu le mai poate folosi nimeni. Parcă e au fost și niște paraziți pe aici și niște dușmani, niște soare, niște ce-o mai fi fost. Însă, dacă vrem să folosim și beciul ăsta, și ăsta va trebui curățat, ușa asta refăcută să nu poată intra oricine să ia praful de pe rafturi și așa mai departe. Și acum intrăm în casă. Din nou un credenț, foarte vechi, foarte prăfuit, foarte murdar. Ni se termină bateria la cameră și mare lucru nu mai avem de arătat. Însă vrem să cuprindem în acest video tot ce se vede în gospodăria asta. Aici niște dulapuri foarte vechi cu câteva haine. Ce ne place nouă? Ce ne place nouă la camera asta este din nou tavanul din grinzi de stejar cu scândură, e vopsit verde. Probabil că ar trebui o reîmprospătare. Am găsit ceva, cred că de la un joc. Credențul ăsta e vechi, nu sunt foarte multe mizerii, cineva au mai făcut curaj aici, dar ca peste tot iau mașină de cusut veche Ileana, podelele sunt foarte rele, ia uite acolo e hornul, se vede cum a plouat de câteva săptămâni până ne-am dat noi seama că ce se întâmplă, că noi pe aici nu prevenim prin camera am asta. Am găsit ceva cu Go sau cred că ia asta cred că o fi fost camera cea e bună, cum avea și bunica, ia că hainele astea destul e curate, știi? Uh-huh. Haine curate, dar aici nu prea s-o locui din ca să pare în camera. Aici ai filmat? Uh-huh. Și din coace intrarea în pod. Și aici am multă, multă mizerie, din nou. Aici se pare că o mai mult camera de locuit, pentru că aici sunt trei canapele. Două. Au fost cel puțin două, trei persoane care au dormit aici. Televizor. Puteam să încercăm să punem televizorul. Nu, că nu este curent. Ghiuvetă, frigiderul ăsta are o ușă foarte interesantă care se deschide așa. Și uite ce-mi place mie ce am descoperit aici la casele vechi, mai găsești câte o piesă chiar asta interesantă. Copii, știți ce a fost asta? Ce? O roată de moară. O roată de moară mică, care probabil o mărs pe o piatră de aia rotundă, așa se învârtea sau amerea așa, știi? În fine, ceva roată de moară a fost după forma ei. Dar hai să încercăm totuși să mărânem. Încearcă tu. Aici au fost, cum se zicea la noi, de baraua, da? De bara se zice la Bihor, la Cluj se zice stălaje, cămară, stălaje, la fel, ce-au rămas, e vremuri, tavanul de stejar, aici cățată slănina sau ce mai fi fost, multă părăsire, multă lipsă, mizerie, semințe de toate felurile, recipiente, ce mai fost. Și aici trebuie făcută multă, multă curățenie. Dar asta e situația cu casele bătrânești. De obicei sunt părăsite de cei care le-au construit, le-au îndrăgit, au muncit pentru ele și au rămas în paragin.
Oameni buni, asta e gospodăria noastră off-grid. E o nouă locație în care noi muncim deja de ceva vreme, dar pentru că a durat mult timp să o punem în regulă cu actele, am cheltuit deja o grămadă de bani, timp, energie, resurse pentru a obține, pentru a o cumpăra. E o situație complicată pe care nu o să o dezvăluim în totalitate, însă după cum vedeți e foarte mult de lucru, dar are foarte, foarte mult potențial pentru că are o priveliște deosebită în toată partea asta. Avem pădurea în spate, avem vecini care nu sunt foarte apropiați și suntem oricum într-o zonă de sat risipit, sat de munte românesc. Mulți copaci, mult de lucru, însă noi vedem potențialul acestei gospodării și vom ține la curent cu evoluția ei, cu transformările pe care noi vom face aici. Și sperăm ca și pe voi să vă entuziasmeze acest nou capitol din viața noastră, despre care vom posta mai departe, vă vom arăta cum evoluează lucrurile. Din păcate, noi avem un regret că n-am filmat de la început, de când am venit, pentru că deja putem zice că un 30-40%, hai să zicem un 20-30%, deja noi am transformat locul ăsta în bine. Însă, pe când va fi gata, va fi și mai frumos și suntem foarte curioși de părerea voastră, cum vi se pare această nouă gospodărie. Dacă vedeți potențialul în ea, noi ne gândim la ea ca o a doua casă pentru noi sau posibil o locație de închiriat pentru evenimente, pentru sărbători, pentru zile libere, pentru plimbări, drumeții și așa mai departe. Așa că ne interesează foarte mult părerea voastră, ne interesează să ne spuneți în comentarii ce v-a plăcut, ce v-a dezgustat la construcția asta, la gospodăria asta întreagă, ce v-a surprins, ce v-a plăcut în mod special, ce ați văzut, că noi am văzut multe lucruri, șura aia e într-o stare destul de bună, e făcută relativ recent, e făcută relativ bine, construcția asta din lemn la care noi îi spunem Horincia are mult potențial, dar trebuie mult, mult de muncă să o pui la punct ca să poți să vină omul cineva să se bucure de ea și să zică, wow, am fost la țară. Într-o locație retrasă și într-o locație, chiar dacă acolo se aude o drujbă sau așa, e o zonă destul de retrasă. Însă, pare să tinde spre a fi din ce în ce mai turistică. Ăsta e video de astăzi. Neapărat să ne scrieți reacțiile voastre, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, ce v-a surprins. Și dați acolo un like, eventual o distribuire. E un nou capitol din viața noastră și sperăm să fiți alături de noi în această călătorie care pentru noi va însemna să aducem acest loc din nou la frumusețea pe care o avea odinioară atunci când trăiau bătrânii care aveau vaci, aveau niște oi, au avut și niște capre, cu siguranță au avut și niște găini și au fost oameni care au îngrijit de pomi, au cules fructe, au plantat grădini, legume și au trăit aici cu bucurie. Asta vom face și noi de acum încolo, într-o măsură mai mică, spre viitor. Reacțiile voastre le așteptăm, vă mulțumim pentru vizionare, pentru susținere, pentru abonați, pentru comentarii, like-uri. Vă salutăm și ne vedem data viitoare!